Băi, și cum stăteam eu așa cu Marote și vorbeam și dezbăteam și făceam nu știu ce aici, ăsta zice, bă, prostule, ești un minut. Și eu zic, aolo, Doamne Dumnezeule, da, nu prea suntem sănătoși la cap, dar ne scuzați. Băi, fraților, voiam să vă zic înainte de toate să începem, o să fie alături de noi domnul Emanuel Ungureanu și pentru că omul vorbește la fel de mult ca mine și o să las să vorbească foarte mult. Vă zic întâi niște chestii până se adună poporul aici. Băi, fraților, am fost azi la proces la buftea Cilișea cu doamna Gradea. Băi, deci tot ce a zis pe înregistrările alea, să știți că a glumit. Da? Deci a zis la... Deci a glumat, cum zic. Da? Foarte, foarte tare, mi s-a părut genial. A fost azi aia cu interogatoriu, să răspund la niște întrebări. Absolut, absolut stupidă toată treaba. Mi se pare genial că poate exista un proces. Deci ideea e să știți și voi că doamna Gradea, dacă mergeți vreodată la TVR și domnul Ungureanu, că îl văd aici, dacă vă duceți vreodată la TVR, vedeți că doamna Gradea are o cameră privată în biroul de la TVR. E, ce se întâmplă în camera privată, rămâne în camera privată. Deci acolo orice se întâmplă, cu mâncare, cu sex, cu vorbit, cu nu știu ce, orice e acolo, este camera privată din TVR, camera doamnei. Da? Deci acolo se poate, orice discutați acolo nu poate fi folosit pentru că doamna acolo face glume. Mi s-a părut genial această explicație. Și auziți, eu nu puteam să fiu avertizor public în opinia unei foarte inteligente avocate, dar asta e, nu comentez, fiecare trebuie să-și câștige meseria mâncând ceva. Asta apărând niște oameni, că oamenii au dreptul la apărare, nu? Și n-aveam cum să fiu avertizor public pentru că nu eram salariatul televiziunii publice. Mi s-a părut genial. Și s-a indus ideea din această șmecherie că de fapt eu am făcut toate astea ca să ne prelungim contractul. Doar că al nostru contract nu expira. Scria acolo că dacă ne facem audiențele se prelungește automat. Dar, na, asta e. Doamna știe că fiind apropiată de ăștia de la PSD, că a mai apărat niște oameni de la PSD, oameni care stau cupă la Mititica și din ce am înțeles de la Curtea de Conturi și din rapoartele alea și din tot ce se întâmplă, o să fie mulți bani de recuperat. E nasoală treaba. Dar să știți că doamna glumea, da? Deci alea erau mici glumițe, mici chestii ca să fie bine, ca să nu fie rău. Bun, vă propun, oameni buni, am făcut emisiunea, am terminat emisiunea, e totul ok, vă așteptăm la ora 22. Am văzut că, băi, ați văzut că nici măcar o săptămână n-a plouat, cu inundații, cu morți, cu răniți, cu case luate, cu animale până toată casa, că s-a și sesizat domnul Iohannis. Să moară Cici, nici măcar o săptămână n-a trecut. Adică, bă, ager, n-am văzut așa ceva, serios. Adică mă așteptam să treacă vreo 4 luni să iasă să spună ceva. Mai mult decât atât, ați văzut că există un comunicat de la Apele Române din 19. Aia de la Apele Române pe 19 spuneau că va fi prăpăd și azi, bineînțeles că a fost prăpădul, n-a ieșit nimeni înainte să ne zică nimic. L-ați văzut pe Iohannis legat de vreun copac, de vreo piatră de râu, de ceva, că o să fie nenorocire, nu l-a văzut nimeni. Azi ieșim, mă, cu schimbările climatice, cu bă, să taie tot și n-ai zis nimic de 6 ani, decât că nu te-a pus aseară președinte, tăticule. De 6 ani ești acolo, n-ai zis absolut nimic niciodată despre tăieri, despre nenorociri, despre că de-aia curge tot, ne curge în cap tot, că să taie în dragi, să fură. Incredibil, bă, mi se pare incredibil. Da. Bă, nu știu, eu vă spun, nu știu cât mai stau aici. Serios vorbesc acum. Bă, cuvânt. Bă, mori ca prostul. Stai și mă gândeam, uite, ieri am avut o mare durere aici în capul pieptului și am zis, bă, eu cred că e de la treaba asta, bă, toată ziua bună, bă, toată ziua nu. Și nu, eu nu cred că mai rezist. O să vedem. O să vedem. Mâine e ultima zi din sezonul ăsta, vedem. Ne întoarcem în vacanță, nu ne întoarcem. Sper să-mi treacă după o săptămână de vacanță, sper să-mi treacă toți nervii ăștia, dar bă, nu știu. Ce vreau să spun, dacă vă aveți posibilitatea și sunteți ok pe meserie și puteți să vă cărați, eu zic să... serios. Nu e așa, domnul Ungureanu? Nu vă pot contrazice, nu? Că eu sunt într-o parcare lângă un spital din sudul țării. Nu să vă spun unde sunt, că de obicei așa vin și după aia se lasă cu belele. Că vin niște pietre pe mașină, dacă...
Da, și arată jalnic, arată jalnic țara, arată jalnic speranța, adică noi nu mai putem fi cinstiți dacă le spunem unor oameni mințindu-i că lucrurile se vor schimba spectaculos atâta timp cât consultațiile în România se fac la gard de vreo 3 luni. Sunt oameni care îmi scriu în disperare că vor să intre în spitale și nu reușesc efectiv să fac asta. Haosul este generalizat și nu există creierul acela, că spuneați de președinte că mă rog, este absent de la evenimentele cele mai importante din viața nației, apropo de emisiune. Nu l-am văzut pe președinte, că eu să-l cu spitalele nebunul care filmează și vine și le face plângeri, dar eu nu l-am văzut pe președintele Iohannis, dacă îmi spuneți vreo vizită în vreun spital în care el să fi slobozit după aia pe gură, ceva de genul: măi, oameni buni, medicii sunt ok, dar n-au cu ce să lucreze, uite ce mizerie de saltea, vreau și eu în salonul 306 unde mi-a scris un cetățean o petiție că acolo e nasol. Vreau și eu să văd de ce. Bă, și dacă trântea cu ei de pământ, nu cred că imaginea pe care le-am filmat eu săptămâna trecută la Mureș, într-un substol cu 40 de pisici, deci ăștia, în loc să ia firmă de deratizare la Spitalul Județean de Urgență din Mureș, adică un colos care este ca un bloc de garsonier, este sinistru pur și simplu, iar la subsol, în locul unde se schimbă în vestiare asistente, medici, infirmiere, sunt 40 de pisici care prind șobolani. Adică ei, în loc să plătească o firmă de deratizare, au spus: bă, mai bine aducem noi o chestie de pisici. Dom'le, dacă n-am uitat, nu era bio, era Hitchcock. Adică era... Deci, era ceva de nedescris. Deci o să vedeți, eu fiind înalt, camera mi-am pus-o aici pe un nasture. Apropo, să știți că am mai bună tehnică decât are serii, ca să nu credeți că suntem în vreo colaborare. Adică sunt niște chestii foarte micuțe și am intrat, m-am îngrozit. Dar oamenii erau perfect în mediul lor. Adică în stânga mea se schimba un infirmier detașat complet de jegul de acolo, de pisici, de lume, și din acel subsol insalubru mergea pe clinică să împartă sănătate pentru bolnavi. Deci, Dragoș, introducerea ta este luminoasă, este fericită. Când m-am dus apoi la Parlament, au venit băieții de la Mureș și au zis: păi ce ai făcut, mă nene, mai venit la noi aici fără să ne anunți? Păi ce ai făcut, mă nene, mă? Era moșia cuiva. Și incredibil. După aia dă-i mesaje că ăla-i prieten cu ăla, că e amanta lui ăla și bă, că e îmbârligat cu ăla. Bă, dar stai să vezi, du-te în alt spital. Aici ai cum îi, dar du-te dincolo. Păi zic, stai că le luăm pe rând. Ne ocupăm de ăsta, după aia mergem și la celălalt. Este. Asta e veșnică, e românească chestia asta. Dom'le, dar de ăla de ce nu zici? Zici de mine? De ce zici de mine? Bă, l-am găsit la tine nenorocirea. Stai că zicem de tine, după aia mergem, zice și de ăla. Este incredibil. Da, da, da. Da. Cum e cu treaba asta? Vreau să o discutăm prima și apoi revenim la spitale cu băiatul ăsta. Ionel, Ionelule. Adrian. Da. De la Bazan. Da. Ei, cu Adrian e o treabă foarte frumoasă, e ca aia ca Hexifarma și omul ar trebui cumva păzit să nu se trezească în vreun copac. Știi, așa cum cad ăia medicii din Rusia, mai cad de la balcoane, așa se mai împiedică pe scări, să nu-i se întâmplă și la domnul Ionel, care sigur se mai uită la noi. Și eu îi zic să le zică la aia, la procuror, tot ce știe. La cine a sunat el, spre exemplu, punem niște întrebări așa. Spre exemplu, așa, la cine a sunat el? Așa, la așa. Cine a sunat el când îi expira contractul de mandat? Pentru că el e ținut acolo și de minister, care are doi oameni în Consiliul de Administrație. El e un fel de SRL-ul, așa cum e și
antibiotice, sa, cum este Onacu, niște zone foarte bune de pus pile de la partid. Îi dai 1000 de euro pe lună în Consiliul de Administrație, scuze, de ședință. Mai vine unul, mai cumpărăm un medicament la suprapreț după ce lăsăm multă vreme acel medicament să nu fie găsit la un preț mic. Atunci vii la guvern și zici, domnule, un Unifarm cumpără la preț cum, că aranjez eu cu cineva. Și acest Adrian Ionel, la un moment dat, cineva a zis, bă, gata cu... Am înțeles, ți-ai făcut plinul, ești ok, mai lasă și pe alții. Și atunci au început să curgă niște telefoane pe la miniștri, pe la domnul Costache, pe la domnul Nelu Tătaru. Nu știu eu dacă aș fi procuror, nu știu. Nu cred. Eu sunt un biet parlamentar din Transilvania, acum sunt întâmplător prin sudul țării, dar ca biet, un biet om, întreb și eu așa procurorii, ar putea să întrebe cum a încercat Adrian Ionel să se mențină în funcție în ultimele luni, când a început ca pământul să se surpe încet încet. Este foarte interesant de întrebat cum au ajuns echipamente la spitale din Moldova, din nordul țării. Cine a fost în Consiliul de Administrație în ultimele luni de la Ministerul Sănătății? Cum îi cheamă și câți bani au încasat și cu ce treabă pe acolo? Niște întrebări așa, nu știu, zic. Nu deranjăm. Așa, adică așa, să nu deranjăm. Plus alte întrebări care se ridică absolut natural. Structurile astea de forță ale statului, de forță ale statului, SRI, DICOT, n-au și o, nu știu, divizie de prevenție. Adică, bă, nu lăsăm pe ăsta să fure milioane de euro împrumutând bani de la guvern prin trezorerie. Nu știu, la primul lot, zic și eu, nu știu, poate-s naiv, dar la primul milion care se duce dracului într-o țară săracă, bă, pui mâna pe el. Deci eu mor cu asta, Dragoș. Deci după ce fură gradea, bag aparatură să mă bag pe televiziune, păi nu mai ies 2 ani. Băi, au cumpărat aparatură la suprapreț, la niște sume colosale, au făcut contracte de consultanță. Păi, fraților, da, SRI și toate structurile astea neamului pe care le plătim cu pensii speciale și dracu să vă cheptene, voi de ce la primul milion pe care îl face un golan de ăsta, de ce nu faceți flagrant pe Adrian Ionel? De ce nu l-au prins în flagrant? Ce e control judiciar cu prejudiciu de milioane de euro? Bă, dacă eu zic din 11 mai de la tribuna Parlamentului, urlu ca un dement și spun, bă, ăsta nu poate fi pus nici măcar bișnița la un bazar. Fac interpelare în 20 mai și DNA după aia vine și spune control judiciar pentru că a vrut să ia o șpagă de aproape un milion de euro. Bă, dar când negocia șpaga, de ce n-ai pus mâna pe el, mă, atunci? De ce n-ai făcut flagrant? Păi firmele alea, că aici pot să-ți dau eu un răspuns așa, firmele alea care tot câștigă, n-or fi și ele tot... Adică nu câștigă cine trebuie? Păi sunt tot... Da. Și atunci întrebarea ta de ce îi lasă? Păi de-aia îi lasă, de-aia nu pun mâna pe ei. Pentru că trebuie, ăla-i circuitul banilor în buzunarele băieților. Eu nu voiam flagrantul ca el să fie vânturat cu cătușele ca cum s-a întâmplat cu Coana Udrea, care apropo, bine mersi, ați mai zis de ea, Costa Rica, ceva, se mai aude ceva de doamna Udrea, că nu știu să fie la pușcărie, adică se zice că lua 30% din contracte, dar e liberă ca pasărea cerului. Pe mine mă interesează banii înapoi. Pe mine ca cetățean care consider banul public, banul tuturor, nu moșia unui politician nemernic, pe mine mă interesează cum luăm banii aia, nu gargar în Parlament. Deci pe mine mă interesează procurori reci, eficienți, comunicatul să fie, bă, i-am pus proprire pe, am găsit conturile alea. Și pe dacă ăsta au tocat 20-30 de milioane de euro în două luni,
faptul că facem un comunicat de presă, urlu eu, apar la TV ca ăla care bă, l-a denunțat, e extraordinar, ce curajos. Păi dar cu ce mă încălzește? Pe mine ca cetățean mă interesează ce mecanism are statul român să-l prindă la timp pe ăla 1 și a doua, ce mecanism mai al confiscării extinse, că eu cu nebunii ăștia de la USR strigăm de nu știu cât timp. Fraților, pușcărie ca în America, 60 de ani pentru furt, dar dublat de cât e salariul tău, nu știu, de parlamentar, de funcționar, de șef la... Păi nu-i găsești averea lui Adrian Ionel din 2017, nu o găsește nimeni, nu găsește nicio declarație de avere. Păi unde era tati Ani? Unde era DNA? Adică câți oameni sunt la butoane? Ceva preventiv, înainte să fac eu denunță, înainte să mă plimb pe acolo cu măști de alea de rahat și să le arăt ce calitate mizeră au. Dom'le, preventiv, să văd flagrantul, dar îmi arătați flagrantul făcut de DNA pe un mare hoț în ultimii ani, că ultimul pe care l-am eu în minte pe retină este Caltaboșul lui Amărâtul de Remeș. Care voi mai știți, prăpădin, da, da. Mai știți un alt flagrant, să zicem, domnule, nu știu, un ministru a luat șpag, băi, l-am pus mâna pe el atunci, eu nu mi-am amintesc, or fi fost, nu știu, prin parcări. De doamna Pintea mai știți ceva? Nu știu. Mai știți? Eu n-am mai auzit. E bine, mersi? Păi, fraților, fă flagrantul, prinde-l, pentru că asta este epuizant, de asta îți vine să ții câmpii. Că ei gradea vine și îți râd de nas. Ea-ți spune că o încăpere din TVR care e pe bani publici și în budă aia infectă de la TVR tot pe bani publici. Cum să spună, mă, că el era în privat, în spațiu privat. Nerușinarea asta ne extermină. Și vă spune cineva care a stat cu capul în buzile astea fără capace de WC din spitale din luna februarie 2017, în prima lună de mandat, m-am dus la Craiova în cocina aia extraordinară și am fost îngrozit că medicii acceptă să se schimbe vestiarul de la parter, care este înfiorător. E una să vezi cu ochii tăi și aia trebuie să te uiți la film. Da? Deci eu am fost și sunt aici în sud ca să arăt, dom'le, aici sunt niște oameni, niște ființe umane care plătesc impozite și taxe și a căror bani sunt batjocoriți și oamenii sunt resemnați. Cel mai greu mi este să văd că oameni de vârsta noastră spun, prietene, ce te mai agis tu atâta? Îmi scria un comentariu la anunțul întâlnirii noastre de astăzi. Și îmi scrie, domnul deputat, dumneavoastră ați votat aia cu 15.000 de euro la nu știu ce ANRE și... Păi băi, fraților, acele instituții s-au construit pentru că voi ați acceptat, spre exemplu, să votați persoane a căror fi au fost puși la ASF. Vă dau exemplu deputatului PNL Stamatian de Cluj. El și-a băgat fiul la ASF pe vremea PDL-ului, pe vremea în care se făcea campanie cu punga, cu punga de bani. Da, da, da. Și se plăteau posturile ca la piață. Băi, fraților, noi nu ne vom schimba țara cu povești pe Facebook, ci trebuie să facă, nu știu, măcar 1% dintre parlamentari teren. Adică să meargă, să-și ia înjurături, să-și ia scuipat din teritoriu. Să vezi cum e să cheme baronul local, poliția. Deci am mers în spitale și deputatul sau senatorul suna. Ce faci, bă, băiatul, ai venit la spital, dar m-ai sunat? Păi zic, stai puțin, că nu-i tarlaua lui măta. Deci toate porcăriile astea au fost acceptate pentru că pe undeva, în mentalul colectiv, a intrat puternic. Băi, ăsta e spitalul lui Achimaș la Cluj, ăla e spitalul lui Constantea, ăla e spitalul lui Șușca. Băi, nu sunt spitale voastre, băi. Alea sunt construite din munca noastră, că eu până să fiu parlamentar, eu am muncit și am plătit taxe. Cum vii tu și îmi spui, hai, intră în gașcă cu mine și fă-te că nu vezi stânga și dreapta? Păi eu n-am venit în gașcă cu voi, pentru că eu de aici nu mă întorc în șomaș ca mulți dintre voi parlamentari analfabeți.
n-ați avut o meserie în viața voastră, n-ați avut școală. Asta este problema lor cu mine și cu cei ca, și cu cei ca mine care au intrat în Parlament. N-au cum să ne sune. Aici e baiul lor. Da, te-ai gândit să faci un master de ăsta la SRI, să te bagi și tu? Că ăsta Ionel Văcare. Adică să fac un master ca să învăț cum se face rețea de informatori în spitale, infirmiere, asistente care te sună și îți pun informații pe care autoritățile, adică să le predau eu cursul, nu? Nu să le predai, să vezi ce se întâmplă acolo, că ar fi foarte mișto. Uite, eu mă gândesc să găsim pe cineva și să-l înscriem la masterul ăsta de la SRI, ca să vedem doar ce dracu facă ei acolo. Să vedem când, la ore, ce se discută, ce... Eu aș face o chestie de asta, mi s-ar părea genial. Sau uite unul care s-a înscris sau vrea să înscrie sau ia acolo, să facă o chestie de asta, să povestească ce dracu facă ei acolo, de fapt toți masterul ăsta la SRI. Nu, este o porcărie. Deci eu sunt cel mai nu anti-SRI ca instituție, că iarăși ne luăm de una și ne ducem la cealaltă, dar instituțiile sunt suma persoanelor care există înăuntru și a caracterelor lor. Gândiți-vă că la Cluj, în prima emisiune în care am avut dialog, eu povesteam și nu s-a întâmplat nimic de atunci. Băi, niște doctori făceau trafic de organe, m-auziți? Sunt deputat și vicepreședinte în Comisia de Sănătate. Îmi dați și mie un răspuns la sesizarea că niște indivizi făceau trafic. Hei, sunt aici! Păi, nu e posibil așa ceva. Adică omul care se uită la noi pe Facebook spune așa, bă, dacă nebunul ăla spune că se făcea trafic de organe la Cluj și ea sunt liberi. Dacă au vorbit despre medici a căror clinici private au devalizat instituțiile de stat, era hotel statul ăla, își ducea pacienții de la stat la privat și pronunț numele. Păi procurorul care s-a ocupat de cazul ăla e hățuit de inspecția judiciară astăzi și n-am văzut onor Asociația Magistraților să spună, nu e posibil așa ceva, se încalcă independența justiției. Dar noi ca proști ne-am dus și am stat în frig și am strigat, corupția ucide, trebuie să apărăm instituțiile de forță ale statului, independență pentru magistrați. Păi și lene și ăștia i-au lăsat să fure, să facă trafic de organe. Păi eu am anunțat SRI și o spun public pentru prima dată aici. În plină anchetă DICOT, SRI a promis că vine la Cluj să facă flagrant la un mare doctor care lua plic după fiecare transplant și i-a spus, bă, îți bagă plicul în brâul pe care îi mai ține mațele după ce face intervenția. Bă, este ritual, după fiecare transplant ia șpagă ăsta, puteți să faceți un flagrant. Din punct de vedere contrainformativă, s-ar putea să existe acolo camere și să ne surprindă. Bă, am mutat cu un doctor bolnav, am făcut culoar ca să intre boii prostovanii, nu știu cum să mai zic, ca să intre și să-l prindă pe bandit. N-au mișcat niciun deget. Dar noi trebuie să spunem că SRI este o structură militară și trebuie să apărăm pensiile lor speciale, pentru că ei, săracii, nu pot să lucreze altceva decât să frece menta. Ăsta e adevărul care ne îndepărtează de țară. Și ăștia vin astăzi, gândiți-vă în ce parlament sunt, ce istorie trăiesc. Astăzi, un penelist care e cu tricolorul ca Rareș Bogdan la suflet și Roman, care plângea România și a zis despre 16 august, ca să știți, dragi români, ce preocupare au avut colegii mei parlamentari de la PSD și PNL. În 16 august vom comemora familia brâncoveneștilor și vom vorbi că suntem un popor creștin și s-a votat. Deci, în afară de USR, toată lumea a zis ziua brâncoveneștilor. Cum e posibil așa? Să-ți bagi joc, băi frate, jumătate de oră, discursuri
patriotice. Noi avem jumătate de țară de școli cu Buddha în curte. Mor copiii înecați în căcat. Ăsta este adevărul despre țara asta. Sunt în sudul țării și oamenii n-au apă curentă. Nu vorbim de gaz. N-au canalizare. Trăiesc ca pe vremea lui Moromete. Și noi o ardem cu patriotism. Țara, tricolorul, patria, creștinismul, familia. Într-o țară unde părinții își violează copiii și judecătorii spun, poate a fost consimțit. Asta e țara unde noi am ieșit în nu stradă. Nu toți judecătorii, 3 din 4. Nu toți judecătorii, 3 din 4 zic asta cu consimțământul. Nu toți, hai. Incredibil. Deci este incredibil cum au ținut cu dinții, cu pensiile lor speciale de rahat, dar sunt zeci de mii, că nu e vorba doar despre parlamentari. Socrul meu este medic de familie. Când am intrat în prima zi, în Parlament, am mers la masă sâmbătă și zice, are 40 de ani de medicină de familie, un înger, un ungur, extraordinar, Sentagotoi îl cheme, să știe toată lumea. Are un azil de bătrâni de care se ocupă ca voluntar. După ce a ieșit la pensie, omul are 72 de ani. A lucrat 40 de ani în medicină și are pensie 1600 de lei. Și m-am dus la masă sâmbătă la el și îmi zice, te-ai aranjat? Tu după 4 ani ai 1000 de euro. M-am simțit ca un rahat. Asta e țara, un medic care după 40 de ani 1600 de lei și un parlamentar după 4 ani în condițiile în care, atenție, avem un venit de 5.000 de euro. Ăștia cinstiți ca mine care vă zic unde se duce fiecare leu, ăia la alții au 10.000 de lei pentru că au și forfetarea pe care o fură. Ăia cu 10.000 de euro pe lună vor, frate, pentru că au ținut țărișoara în spate, pentru că au avut responsabilități pentru România. Noaiele astea care au discursuri sfărăitoare despre familie și au 4-5 curve în București, dar ei sunt patrioți. Ei, familia, mai țineți minte că Marica era promotorul familiei, mai țineți minte că era în clipurile Coaliției pentru Familie și se rupea inima. Da, dar nu e politician. Adică Marica, e pe persoană fizică, nu e ales. Tot în zona personalităților, da. Ca politicienii, ca oameni care ne spun care ne sunt valorile. Da. Da, oamenii pot să creadă în niște valori, dar doar câteodată. Adică nu e... Na, ce să mai... E incredibil. Da, revenind la băiatul ăsta, la Nea Adrian Ionel... Da, înțeleg că s-a votat singur să fie din nou director, adică și numit ilegal. E clar, asta am întrebat și eu diseară la emisiune de la 22 la Prima TV, la emisiunea Starea Nației. Exact întrebarea asta am pus-o. Bă, credeți că ăsta e la prima tentativă de asta? Înțeleg că asta s-a ținut la bârlogul lupilor. E o cârciumă și înțeleg că apare mai multe dosare. Deci oamenii stabilești păgile în bârlogul lupilor. Mi se pare bună asta. N-am voie să zic eu tot ce știu, că le stic treaba procurorilor. Câțiva își fac treaba și le mulțumesc celor de la DNA că au început să miște. Nu e ușor să prinzi asemenea vagabonzi pentru că ei au fost protejați. Adică să nu spuneți mie că descoperim acum, Doamne, faptul că ăsta s-a votat singur. Dar sunt autorități ale statului care trebuiau să vadă atunci când s-a întâmplat a doua zi. Și a treia zi se pună cătușele. Pe mine asta mă omoară. Brusc, aflând despre Adrian Ionel, eu acum un an când am întrebat despre el în stânga și în dreapta, l-am văzut la o întâlnire. Zic, păi, ăsta negociază medicamentele pentru toată țara? Ăsta, bișnițarul ăsta care l-a masă aici? Eu nu știam cine. Am întâlnit de ăsta. Deci un băiat de cartier, adică frate, ăsta nu era un om de stat, adică uniformul, ca să înțelegeți, este colacul de salvare atunci când dispare un medicament prin uniform, cumpărăm lucruri. Dar despre ONAC, ține minte, Dragoș, aceste litere, ONAC,
să vezi ce jaf a fost la ONAC. Acum cu astea în pandemie? A? Gândiți-vă Canada, deci trebuie să comparați cât a cheltuit Canada în pandemie și o să vedeți ce bani am stricat noi în pandemie și pe ce. Adică o să vedeți când ăștia nu aveau bieții medici, asistente, o mască de calitate de pus pe mufă, cum spui tu, ăștia aveau bani să cheltuie pe temir, ce, numai că n-au luat iahturi. Tăticule, fii atent, păi zic eu, apropo de asta cu măștile și unde-s măștile, că Orban, am dat noi diseară la emisiune înregistrări din 23 aprilie, tăticu, 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe, 23 aprilie, 23 mai, 23 iunie a fost ieri, da? Nu se poate așa ceva, deci după două luni și ăla spunea 50 de măști pe lună pentru familiile, e, mă duc azi la proces cu doamna cap de înger și parchez undeva, mă sună avocatul meu și zice, bă, dobitocule, înțeleg, emisiune cu tare, a intrat judecătorul în sală, dă-te încolo, mamă, să intru în pământ, am lăsat mașina, era un număr de, și i-am zis unui cetățean care m-a recunoscut, Gogule, stai, te rog eu, lângă mașina asta mea, lipsesc 20 de minute, jumătate de oră, te plătesc, te rog eu frumos, să nu, că era rezervat locul la un om. Și zice, stați liniștit, domnul Dragoș, am eu grijă. Și am lăsat mașina acolo, am plecat. Când ajung la poartă, am uitat masca în mașină. Ăla polițistul de la poartă mă recunoaște, gardianul săracul, și zice, duceți-vă și luați-o că noi n-am văzut măști până acum. Băi, eram la tribunalul Buftea, la, zic, extraordinar, nu se poate așa ceva, deci ăștia n-aveau o mască. Bă, când o veni o băbuță de-aia care vine la tribunal, că se ceartă pe o bucată de teren, că i-au luat niște nenorociși ceva, sau că orice, bă, tu n-ai o mască să-i pui băbuței La gură o mască, dita mai tribunalul. Adică mi se pare incredibil. M-am dus înapoi în mașină, mi-am luat masca, am intrat. Băi, fantastic. La ăia, la semnătură, când m-am dus să semnez ăla, înainte am mai asistat la un proces. Să certau niște cetățeni pe o bucată de teren. Au fost vreo 10 martori. Toți au semnat cu același pix. Eu stăteam, mă uitam ca băul, nu venea să cred. Mă auzi la judecător și zic, cum e, trebuie semnezi tu cu pixul ăsta? Și zice, da, n-avem altul. Bă, ce facem, mă, suntem nebuni, ne dăm boala de la unul la altul, adică venim la tribunal ca să ce? Doar ca să luăm bolile, să dăm coronavirusul de la unul la altul? Păi dacă am eu acum, semnez cu ăsta, ți-l dau înapoi, matale. Mi se pare fabulos. Avem, dar apropo de asta cu Orban, care zice, bă, nu poți să ieși, deci ca premier trebuia să-ți dai demisia până acum de 200 de ori. Bă, nu mai poți, trebuie să înțelegem treaba asta. Eu pot acum să vin să zic, din sezonul următor, la Starea Nației, facem nu știu ce, că mai sunt două luni. Bă, dacă după ce începe, o să întrebe lumea, bă, alo, domnul, ai zis că face aia, n-ai făcut nimic. Păi stați, domne, că o să facem. Păi când, bă, o să facem? E, ăsta, pe banii noștri, spune, o să le vină, că ei zic acum, domne, sunteți atât de nenorociți încât nu respectați astea, măsurile de protecție, voi, poporul, că tot poporul e de vină. Cum e mortul de vină la accidente, poporul e de vină că se răspândește coronavirusul, da? Păi bă, nenorociților, ați promis acum două luni că fiecare cetățean care nu-și permite va are primi mască. 50 de măști, că are mască și că vine. Bă, au trecut două luni. Păi normal că avem transmitere comunitară, imbecililor, dacă n-avem măști, dacă oamenii n-au măști. Bun. Între timp, ce nouă ni se spune că nu se poate cu restaurantele, că se ia carcalacul și că e nasol, Rareș Bogdan a tras o petrecere. Frumos. Știți cine este Rareș Bogdan? Trebuie să punem mâna la chipiu. E prieten cu domnul Helvig, nu știu dacă ați auzit, de la serie este domnul Helvig Fox. Am înțeles de la domnul Iohannis că e prietenul dânsului, că a zis prietenul meu Helvig, exact. E aia celebră, o mai dăm secretar, noi la emisiune. Secretar general al PNL, domnul Helvig a fost secretar general al PNL. A cărat niște genți, da, ca tot băieții. Bogdan, prieten cu gruparea de la Cluj, băieții care își fac beacul pe acolo. E, nu la voia întâmplării, în timp ce eu luptam cu Hidra și cu traficanții de organe și cu medici corupți, cine îi consilia? Cine credeți că îi consilia din punct de vedere mediatic? Rareș Bogdănuț. El se ducea frumușel
Și în timp ce eu spuneau, hau, corupție, ăsta îi spunea, băi, din punct de vedere mediatic ar trebui, deci era consilier de mafioți. Asta era. Aveți cu siguranță probe, domnul Ungureanu, pentru, păi am mărturia unui penelist care este purtător de cuvânt la Consiliul Județean Cluj și care explica în acele vreme. Gata, l-ai dat afară. Sau nu mai? Dar l-ai dat afară. Am zis cum îl cheamă, dar nu-s mulți, că e unul singur, deci ar fi simplu. Păi ai zis cine e? Și el a dat în gât pe vremea aia pe Rareșică Bogdan, că el venea și îl consinea pe Lucan la Cluj în timp ce îl dădeam de toți pereții. Așa e viața. Asta e interesant. Aceste modele, l-ați văzut pe domnul Bogdan, cum ne spunea cu Sparanghelul, că românii nu e bine să fie umiliți și trebuie să fie modele în societate politicieni. Băiatul și-a luat restaurantul preferat, l-a închis, a zis, băieți, domeniul nostru, orașul, familia mea, prietenii mei, petrecere. Bă, da, voi însă, cu flori. Voi însă, să aveți grijă. Eu nu o să uit niciodată cinismul ăsta teribil. În luna martie l-am sunat pe primarul Clujului pentru că era în comitetul ăla pentru situație de urgență și spun, domnule, este o doamnă, o amărâtă într-un hotel din Cluj, a cărui soț a murit subit în casă, cei trei copii l-au găsit mort. Era pe vremea coronavirusului, frica aia de la început, eram în case toți și femeia era cazată la un hotel din Cluj, pentru că venise din Italia. Păi am scris mesaj, haideți domnul primar să ajutăm o amătă. Suntem noi în competiție politică, dar când e vorba de un caz social, hai să ajutăm. Lege! Nu se poate! Nici cum! O sunt pe recepționarea care mă sunase, doamnă, vă rog, cu regret, îi spuneți, doamne, că nu se poate să vorbim la medicină legală, să-l ia pe defunct, să țină până luni când se va putea. Păi zic, legea e lege, no. Uite ce tragedie. Deși mă gândeam, putea fi testată femeia, eu lăsat acasă pe cei trei copii singuri. Se părea așa, nu știu, foarte dur, adică, domne, a murit cineva, nu se poate face nimic. Nu! Lege! La două săptămâni, operațiunea Sparanghelul. În același Cluj, 2000 de cetățeni în aeroport, înghesuiți, pentru că a zis Germania. La muncă sclavilor! S-au încolonat frumos și ea n-au mai contat ca ființe umane. Băi, cum să-i aduci pe toți în același loc? Nu mai conta. Ni s-a dat un ordin. Băi, frate, n-am primit de la serii. Serii au zis, domnule, noi nu ne ocupăm de muncitori. Nu e competența noastră. Ne pare rău. Nu. Întrebăm la minister. Domnule, niște firme de recrutare au apărut aia în aeroport. Întrebai în aeroport în care directorul aeroportului Damar în judecată, Doamne ajută, tot timpul îi se limbă prin bangură că e cu ceva la bord. Nu a văzut nimeni că asta încalcă legea, că n-ai voie să fii beat și să fii și manager de aeroport. Știe tot Clujul, e acolo, bine mersi. Deci în timp ce pentru o amărâtă la care i-a murit soțul, nu-i voie! Trece acasă! Stai în casă! Între timp, 2000 de oameni stau așa. În timp ce noi stăm în casă, ăia stau cu whisky și cu țigareta în gură. Asta omoară ideea minimă de disciplină, pentru că eu încerc să le explic oamenilor. Oameni, feriți-vă, am niște copii care fac dializă cu boli cronice pe care încerc să-i apăr și le cumpăr măști și echipamente de protecție și câte nu fac pentru un grup de 100 de oameni, că atâta pot eu. Și le spun, bolnavii cronici sunt în pericol de moarte. Voi ceilalți încercați să respectați asta și să nu spuneți că nu există virusul. Dar când modelele de genul ăsta, care sunt la guvernare, te sfidează și îți spun că legea este pentru căței, nu pentru dulăi, asta te determină să strigi că nu mai pot sta în țară. Adică spun cu toată cinstea că eu acum trebuie să ies în piață în septembrie să cer voturi.
trebuie să merg în decembrie să spun votați-ne, votați-l pe Ungureanu că e mai chel decât alții și o să rupă malul. Și vine omul pe stradă și zice, bă, dar tu crezi în mod sincer că mai avem vreo speranță? Bă, nu. Da. Dar trebuie tu, după ce mi-am dat sufletul 18 ani, nu de 3, să lupt cu mafia, trebuie să-mi arăți tu cumva că merită să mai stăm. Adică nu mai e așa că trebuie să te conving eu pe tine. Băi, mă, trebuie să mă convingi tu pe mine că merită ca să mai stau. Pentru că eu m-am săturat să lupt de unul singur și tu să-mi spui că nu se poate, că asta este. Păi și atunci mă duc și eu, că am și eu treabă. Adică asta vreau ca să înțelegeți. Nu suntem toți la fel și acest spus omoară pe oamenii care vor să intre să facă politică, să schimbe lumea, pentru că majoritatea îi spune, bine bă, te-ai dus și tu și ai votat cu ăla bă care e pus la ASF pe 15.000 de euro. Da bă frate, dar mi-ai dat 9%, ce vrei să fac cu 9%? Că numai că nu i-am bătut pe aia. Deci am stat pe ei ca pe hoții de cai, urlăm ca nebunii, unii dintre oameni decenți, că mai sunt oameni decenți în țara asta, neînțelegând ce înseamnă o parcare lângă un spital mizerabil și ce înseamnă un capac fără budă plin, un capac fără un WC fără capac plin de rahat. Oamenii ăia se uită pentru că sunt sănătoși, n-au venit la spital și spun, dar nu așa se face politică, domnul deputat. Vă rog frumos să vorbiți mai civilizat, să mergeți la tribuna Parlamentului și să spuneți niște lucruri frumoase despre țară. Pentru că noi nu v-am votat să vă agitați ca nebunul peste tot, ci să faceți legi bune. Cu ce? Cu 9%? Ce legi să fac? Cine le votează? Ăștia care au fost USL? Pentru că ăștia au furat împreună și cine a furat împreună se ceartă de 2 sau de 3 ori și a 4 ori zic, hai să ne împărțim prada, ce naiba. Asta e realitatea din politică. Necoafată. Da. Mă rog, la mine da. Cu coafatul e mai... Asta mai... Da, da, da. Și eu cred că urmează să fac aceleași chestie, că mă distruge părul ăsta. Da, într-adevăr așa e și oamenii au această mare problemă cu uitatul. Frate, dacă nu uităm, bă, uităm ca nebunii de la mână până la gură. Adică eu mă mir cum nu ne cade din gură toată ziua. Pentru că, bă, nu poți să uiți de ieri pe azi. Adică nu poți să te uiți la acești oameni să te îndrăgostești imediat mesajul unuia care știi ce a făcut, ce a fost, cum au fost încârligați unii cu alții. Că despre asta e vorba. Bă, hai bă, mai încercăm și cu alții. Și asta e, bă, am tot încercat cu ăștia și așa și așa și separat și împreună. Bă, n-a mers astea două partide. E clar că trebuie să meargă de mână la coșul de gunoi, la tomberonul istoriei. Bă, nu se poate așa ceva. Și cu toate astea sunt oameni, am mai văzut și pe aici, mai văd în câte o zi, mai intră tot felul de oameni să mai dau niște ordine pe acolo, pe acolo. Domne, că nu știu ce, că... Da, deci asta e. Și oamenii uită, domne, oamenii uită. De ce te iei de ăla când ălaltul e mai rău? De ce zici de ăla și nu zici de ăla? De ce faci? Știți care este mesajul cel mai nasol pentru un om ca mine? Că după ce am votat guvernul PNL în criză, au venit cetățenii și au zis, nu, Emanuel, dar nu mai înțelege nimic. Și PSD-iștii sunt hoți și acum și PSD-iștii, voi cum o să guvernați? Nu puteți să spuneți și despre partenerii voștri. Băi, fraților, hoția e egală pentru mine. Că fură PSD-istul sau că fură PNL-istul, pentru mine e la fel de grav. Ce vreți să fac? A, să zic, am un locșor călduț, 5.000 de euro pe lună, mașinuță, avionaș, privilegii, trăiți, domnul deputat, trăiți. Păi, fraților, n-am intrat pentru asta, n-ați înțeles. Eu puteam fi plăcut. Oamenii mi-au zis, hai mă, că stece proiectul ăla pentru transplant, pentru care a intrat. Ai copiii bolnavi, au încercat șantajul ăsta, să nu vă faceți griji. Hai, potolește-te puțin. Uite-te și tu mai la stânga, la ăia. Te-ai tot uitat la dreapta, la ceilalți. Băi, fraților, lucru este clar. Țara asta își poate reveni rapid, dar rapid. Dacă punem o mână de oameni care nu fură, bă, deloc. Bă, dar deloc? Adică asta cu, băi, dar nu se poate, că nu există persoane pe planetă care să nu fure din banul public, idealiștilor, naivilor. Ok, faceți politică cu hoții.
Deci pe mine nu o să mă convinge să stau lângă unul, să închid ochii și să zic, e de la noi, de la partid. Dacă e de la noi, de la partid, atunci o să zic, ei, mă uit și eu în partea stângă. Nu, cei din USR știu foarte clar că dacă vor primi încrederea populației pentru guvernare, să ține minte ce scrie aici. Dacă fură careva, eu sunt cu ochii pe el. Eu nu sunt într-o gașcă, într-o țintă. Zi-mi, te rog, am văzut că a fost curtea de conturi pe la partide și, mă rog, ei au decontat mâncarea, bine, pe peste tot cred mâncarea, că și Ludovic Orban, până să fie la guvern, mânca dimineața la prânz și seara din banii partidului la sediu acolo de la protocol, adică asta e clar, nu neagă nimeni și de ani de zile. Și înțeleg că la USR au găsit că s-au dat astea, diurnele, la valoare maximă. De la partid. Sincer, dacă am e așa, să dăm bani înapoi din buzunare, fără nicio problemă, chiar nu mă pricep la chestiile astea cu trezoreria, dar drept, cum să zic, măsură egală. Am greșit, plătim, adică, din câte știu eu, din rapoartele interne, suntem cel mai curat partid din România, cum să zic, pe cifre, adică pe deconturi, pe orice, pe toate campaniile am ieșit perfect. Dar dacă există absolut orice ban public, absolut orice leu care este în plus, cheltuit prost, trebuie să-l dăm înapoi. Deci nu există altă măsură. Eu spun un lucru. Partidele sunt parte din democrație. Trebuie întreținute cumva de stat. Pentru că înainte s-a mers cu punga. Mergându-se cu punga, partidul însemna gașca de prieteni care veneau cu sponsorizele. Oricum și acum sunt bani negri în politică, să nu vă imaginați că partidele își fac campanie doar pe banii care vin de la stat. Dar eu sunt asistent social de meserie. Pentru mine fiecare leu se măsoară uneori într-un medicament care, dacă nu e găsit, moare cineva. Eu am un pic o problemă în spate, le-am spus colegilor mei care mă vor candidat la primăria din Cluj. Oameni buni, ok, mă lupt să avem o competiție fair acolo, dar eu nu mă văd mergând în stradă și cerând bani pentru campania mea. Ok, trebuie să găsim o formă civilizată ca partea asta de fundraising pe care o fac foarte bine pentru copiii mei bolnavi să nu se suprapune peste cealaltă, pentru că nu sunt obișnuit să cer bani pentru ceva ce oamenii nu sunt cultivați că este parte din cetate. Adică dacă vrei ca un politician să te reprezinte, el trebuie să fie vizibil. Iar nu-mi spune Dragoș că nu știi ce efect au avut cele 40 de milioane de euro băgate de PNL și PSD în televiziunile de casă. Adică noi ceilalți care n-am avut bani să plătim, am fost niște prezențe în ultimele 3 luni așa. M-a mai băgat în seamă Dragoș, adică vrei să spui că există vreo legătură între banii aia și invitații de la televizor, de la dezbateri? Nu cred. Da, există foarte clară legătură. Nu cred așa ceva, da? Mamă, de ce iau bani ca să... N-aș fi crezut așa ceva. Da. Deci eu mi-am luat atenționare, avertisment de la CNA, de la Miliția Cuvintelor, de la domnul Herjeu. Domnul Herjeu a înființat Miliția Cuvintelor la CNA și am fost atenționat de CNA pentru că am spus că sunt mizerabili cei care îndeamnă la nerespectarea măsurilor de protecție și că sunt niște vome de oameni. Și pentru asta... Mi-am luat avertisment. Da. Mi-am luat avertisment. Am fost avertizat. Urmează probabil și amenda, că așa e, întâi să dă cu avertisment cu astea. Deci dar o să fie. Ați auzit că la Rareș Bogdan descinde poliția să cerceteze cât au fost la masă? Adică au trecut vreo 3 zile, îi și văd pe polițiștii din Cluj la care le-am zis acum vreo 15 ani că mi-a fost vandalizată mașina de niște prieteni a lui Lucan, care ziceau, cum? Cine? Păi Lucan ăla cu traficul de organe. Cine? Când? Cum? Vandaliza mașina? Domnul Ungureanu, v-ați uitat la filme prea mult. Adică îi și văd pe polițiștii din Cluj care toți sunt peneliști și cu legături cu gașca lui Rareș Bogdan și văd
făcând o anchetă independentă, numărat toți cetățenii care au fost acolo și dacă au respectat distanțarea. Sunt convins că Rareș Bogdan o să fie aspru pedepsit. Știi cum o să-i numere? 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. Ăștia au fost, e totul legal, e bine. Dar zi-mi, tu vrei să-l dai jos pe Boc acolo la Cluj, mă? Păi Boc nu e sfânt acolo, nu? Este mai dă jos Bocul de la Cluj la Boc? Este o mentalitate. Uite, eu cred că Boc este din generația celor care s-au crezut stăpâni și care e un stăpân bun. Boc este în ultimii 2 ani, după ce tot PNL-ul de pe lângă el și-a umplut cuferele, el a devenit patriarhal. A spus, noi trebuie să fim orașul smart, deși procesele verbale se scriu de mână la primărie și a băgat 30 de angajați care fac un PR desăvârșit. Mai vine câte unul și zice, Clujul e Viena. Dar se zice doar în partea centrală, acolo unde stau eu pe Edgar Chinez și nu sunt trotoare și iluminat public, nu o să vină drona și nu o să vină mașinăria de PR. Eu cred că orașele pot fi slujite. Eu nu cred că trebuie să mă duc la Boc și să-i spun mulțumesc, domnul primar, că mi-ați adus asfalt pe strada mea, că nu a dus de la el de acasă. Eu nu trebuie să-i mulțumesc primarului când îmi face strada, pentru că el trebuie să o facă pentru că îl plătesc pentru asta. Deci eu vin dintr-o lume unde există o diferență foarte mare între primarul slujitor și primarul stăpân. Stăpânul își creează o camarilă pe care o protejează, îi se mai aduce aminte din când în când că campaniile cu primele mandate au fost făcute cu punga. Iar domnul Boc, deși este un stăpân mai bun decât firea, tot un stăpân este. Iar eu am explicat în acești ani că domnul Boc și alții ca el nu sunt străini de mafia medicală din Cluj. Pentru că Lucan, despre care am vorbit eu ani de zile, i-a fost consilier personal. De ce are nevoie oare un prim-ministru de un consilier de tapa lui Mișu? De ce? Apropo de memoria clujenilor, dragii mei clujeni, vă aduc aminte eu că l-ați avut 12 ani pe Funar și acum mulți dintre voi credeți că nu se poate trăi fără domnul Boc. Eu cred că competiția de idei este bună și deși unii au fost vexați, mi-au zis, candidez împotriva lui Boc? Da, de ce? Adică... Nu pot da, să vină acolo. V-ați înțeles acolo că întreabă și oamenii aici, vă mai certați ca proastele în USR Plus asta sau v-ați liniștit și v-ați împăcat? Ne mai certăm ca proștii pentru că n-am fi un popor cum suntem, certăreț și bârfitor, n-am fi noi. Suntem departe, Dragoș, adică nu o să mă auzi pe mine să-ți spun că USR și Plus sunt ceea ce trebuie să fie, că nu sunt. Deci noi ar fi trebuit să fim așa o mașinărie germană, disciplinată, să avem cea mai mică șansă. Din păcate, ne certăm, ne dăm la geoale, avem și mizeria de poiană. Eu am spus de nu știu câte, uite, o zic la televizor, închideți-vă mizeria aia de poiană, că nu trebuie să ai un loc unde să aduni bârfele și frustrările unor colegi. Oamenii de la noi, din păcate, nu știu, Dragoș, ce înseamnă totuși un partid. Că nu e o strânsură în care toată lumea are chef, nu-i convine ceva. Scrie-mi pe Facebook, trebuie să-i spunem lui Barna acum, că e un nenorocit și un dictator. Nu așa se face. Nu asta este democrație. Adică democrație înseamnă că tu trebuie să ții minte tot timpul că ai intrat în partid ca să... fii cu ochii pe banul public, să fii cu ochii pe sărac, pe văduvă, pe bătrânul care are un azil, pe strada spartă, pe primarul care fură, nu pe colegul care nu știu ce-a pus o virgulă aiurea sau s-a certat cu nu știu cine, tu trebuie repede să spui public. Dar nu mai suport, USR nu e democratic, dați-i afară pe toți. Băi, fraților, tu ai intrat în politică pentru spitale, pentru școli. Concentrează-te dacă ai intrat în USR pe comunitate, dacă nu cară-te, că e plină țara de bârfe, de poiene, de pagini de Facebook, de dășteți, că și la USR, dragii mei, sunt o grămadă de oameni care se cred cei mai deștepți pe toate domeniile și care
vin și spun, a, Emanuel, nu trebuia să zici nu știu ce. Bun, stai cu capul în WC-ul, du-te și fă ce ai făcut tu, luptă-te cu cine m-am luptat eu și atunci vom fi egali. Nu suntem, nu, chiar nu suntem, pentru că avem unii 42 de ani, un doctorat făcut pe bune, o școală ca lumea, niște, o experiență de viață relevantă. Nu toți suntem la fel. Ori în USR, din păcate, și în plus, mai e de lucru cu maturizarea. E un grup de oameni foarte fain, cu școli bune, dar mai e loc până să înțelegem ceea... Politica e ceva mai greu, da, politica e greu. Bun, mai spunem așa, mai urmează dezvăluiri, șmecherii, oameni agățați de dezvăluirile lui Ionel? Sau că am înțeles că mai sunt unii oameni implicați. Țineți minte, ONAC, pe lângă Unifarm, mai este o altă golănie numită ONAC, unde o doamnă Noghi, care a fost numită în 2019 de către PSD, a băgat niște tunuri. Să țineți minte că v-am zis eu înainte să vă zic alții. Am Așa înțeles. Cum în 11 mai am zis despre Adrian Ionel înainte și să știți, informațiile nu le au de la SRI, ci sunt o grămadă de mici SRI-ști neplătiți în spitale care îmi scriu tone, n-am viață, și n-am procurori suficient de mulți și de hani și de ambițioși, de determinați. Bă, când i-aud pe ăștia Dragoș, că zic, oh, vai, am fost opresat. Bă, nenorocitule, opresat cu 18.000 de lei pe lună, tu poți să spui ca procuror că, vai, ți s-a afectat independența. Bă, cațăre-te pe gard, mă, rupe gardul ăla că ești plătit bine. Sunt văduve și oameni sărmani care îmi scriu că nu mai pot. Avertizor de integritate ca Mariana Luceanu, dacă o țineți minte, a fost dată afară de către Nica la Spitalul Universitar și acum este director de îngrijire. Aia au făcut greva foamei cu celălalt asistent, cu Daniel. Au stat în august în 2017 pe Caldarâm zi și noapte. Vreau să văd procurorul ăla la care se ia dosarul și rupe hainele de pe el, determinat să facă dreptate, că de aia face meseria aia. Nu să vină mie și să spună, vă rog frumos să ne apărați. Și am dus ca proștii cu sutele de mii stradă ca să-i apărăm pe unii dintre ei care sunt trântori. Dragoș, nu o să mă mai vezi în stradă veci. Deci până nu văd că zbârne DNA, dicot și ziua și hoțul, pe mine nu mă mai vezi în stradă. Am înțeles. Mersi mult de tot, baftă, așteptăm și rezultatele la ce face acum pânda asta, că te bate soarele în cap acolo la spital, da? Și ai grijă mare de tine, ne sun dacă e ceva, facem brigadă, venim cu băieții, da? Așa. Bine, mersi, ceau, numai bine. Da, a fost Emanuel Ungureanu, 8 frate s-a făcut, a vorbit și ăsta ca nebun, o oră frate, ați văzut? Păi da, ce să facem? Bă, e nasol, da, într-adevăr, e foarte, foarte nasol. Ce să facem? Ce să facem? E într-adevăr trist. Acum nu, asta, da, bă, să plecăm, să nu știu ce, nu e, clar nu e soluția, să plece toată lumea, da? Bă-ți vine așa, știi, că așa-mi vine câteodată, că-ți vine, bă-ți vine. Îți vine de multe ori, îți vine destul de des, îți vine din ce în ce mai des în ultima perioadă și asta nu e bine deloc. Și trebuie să se implice oamenii mult mai mult, toți oamenii, că așa de pe canapea e ușor. Ridicați-vă, mergeți, uite, sunt opțiuni, înscrieți-vă, partide, chestii, participați, candidați și așa mai departe. Altfel nu se poate. De fapt, societatea în acest moment, pentru că, haideți să ne înțelegem, în comportamentul ăstora care sunt și ne conduc, suntem toți acolo, pe acolo e societatea, adică să nu, ăștia care ajung pe acolo sunt chiar spuma. Deci să nu ne amăgim că sunt 15 milioane de oameni sau 17 milioane de oameni care stau pe margine și sunt senzaționali și bă, sunt, nu știu, 100.000 de oameni care sunt niște nemernici, niște nenorociți și sunt toți băgați, înșurubați în tot felul de funcții în țara asta și sunt numai nemernici. Nu! Ăia care ne conduc sunt oameni dintre noi.
Oameni pe lângă care trecem în fiecare zi, cu care vorbim, sunt vecinii noștri, sunt colegii noștri, sunt foștii noștri colegi de școală, prieteni din copilărie și așa mai departe. Asta e societatea la acest moment, atât poate ea după ăștia 30 de ani în care educația a fost călcată în picioare, atât poate această societate să producă la vârful ei. Dacă vrem mai mult, trebuie mai multă educație, trebuie să ne implicăm mai mult, trebuie să vrem mai mult, trebuie fiecare să facă ceva în dreptul lui. Bă, și nu neapărat măreți, bă, îmi propun mâine să fiu președinte, da? Cu un sprijin dat acolo, nu știu, la o organizație locală, la ceva peste tot, voluntariat, orice. Implicați-vă, pentru că e foarte important. Repet, nu neapărat politică dacă puteți, dar societate civilă, voluntariat, ONG-uri, presă, orice vreți. Dar este mare nevoie de implicarea tuturor. Așa, mă duc odată la 4 ani la vot și apoi stau și mă uit din vârful patului. Nu prea merge. Una, două întrebări luăm foarte repede și apoi ne cărăm. Mâine mai avem și nu vă mai încurcăm pe perioada acestei veri, pentru că intrăm și noi în vacanță. Dacă avem, Caterina, ceva, o să vă spun între timp să nu ratați duminică ediția specială Starea Nației Special. Discutăm despre copiii ăștia care sunt victimele de serviciu, despre abuzurile astea incredibile, despre deciziile fantastice. Nu se poate așa ceva, să dai asemenea decizii. Ați văzut și continuă aceste cazuri în care niște nemernici care violează, care sunt, le fac copii minorelor și așa mai departe, scapă fără niciun fel de, fără absolut niciun fel de problemă. Mi se pare că trăim într-o societate atât de strâmbă, atât de greșită, și dacă nu o corectăm la acest nivel, la nivelul violenței în familie, la nivelul abuzurilor asupra copiilor, nu avem absolut nicio șansă. Absolut nicio șansă. Așa că am mai auzit cineva, zicea bine mai devreme. Bă, da, că vorbim, vorbe. Da, într-adevăr, dacă nu va exista educație, dacă noi în continuare vom crede unul din doi români că bătaia este o formă ok de educație, despre ce discutăm? Despre ce discutăm? Ne mirăm că ajung ăștia de neconduc, despre ce discutăm, fraților? Că se pare că ăștia suntem. Se pare că ăștia suntem și refuzăm să credem. Mai mult decât atât, vedeți că ăștia după ce ajung, deci cum foarte mult zici, bă, ce băiat ok, bă, uite ăsta în opoziție, a făcut, bă, când le-ai dat puterea, că tot ați văzut că zici, bă, a luat o razna asta, de când are puterea a luat o razna. Da, dă-i omului putere ca să vezi într-adevăr cine este. Și ăștia să vin părând la putere, și când vin, care e principala lor preocupare? Să-și pună oamenii în posturi, să-și asigure contracte cu parandărăt, e despre ei, nu e despre nimic altceva, din păcate. Alex, crezi că se pot câștiga alegeri dacă presa cumpărată de partidele mari blochează partidele noi și cele noi sunt forțate să-și facă o campanie în bula online? Într-adevăr, Alex, presa joacă un rol important, că tot a fost subiect la BAC. Presa joacă un rol destul de important în continuare, presa tradițională în continuare joacă un rol foarte important în modelarea discuției publice, în modelarea dezbaterii publice. Pe de altă parte, internetul a ușurat foarte mult accesul tuturor la public și, așa cum l-ați văzut și pe omul ăsta mai devreme, așa puteți ajunge oricare dintre voi în Parlament, intrând la un partid și făcând lucruri zi de zi. Uite, omul ăsta, na, fiind asistent social, și-a ales partea asta cu sănătatea și nu e, că am mai văzut câteva comentarii răutăcioase, nu e, fraților, că s-a dus azi, ieri, că a venit campania. Nu, ăsta dementul ăsta de ungureanu, asta face de când a început mandatul lui. În fiecare zi, el asta face. E, luați-vă un astfel de domeniu unde vă pricepeți, știți, să vă uitați și pe hârtie, să stați de vorbă cu niște oameni și faceți chestia asta cât un live pe Facebook în fiecare zi cu nereguli nu știu unde, sau cu, pentru că de asta ducem lipsă, de
dulgherul care vine și zice, bă, am 200.000 de dulgheri în spate și eu vreau să-i reprezint și îi reprezint începând de astăzi și vreau să schimbăm această legislație. De asistentul medical care vrea asta, de asistentul social, de învățătorul care vrea să facă asta, de profesorul care vrea să facă asta. Avem nevoie de astfel de oameni care să intre, știu meseria foarte bine, știu de bine de rău să scrie, să citească, nu cum e ăla, vicepreședinte, prim vicepreședintele PNL Vrancea, care își dă bacul acolo la 42 de bețe, ceea ce nu e nicio rușine, dar omul e un interlop total acolo, adică nu e vreun băiat care dă bacul acolo că l-a prins dragostea de cunoaștere. Nu, crede că prin politică își va rezolva foarte multe lucruri pentru el. Despre asta e vorba. Și acești oameni vor intra în continuare în sistem și vor face parte din sistem cât timp vor fi lăsați, ușile vor fi deschise pentru ei. Păi dacă nu intrați, nu intră niciunul dintre oameni ăștia ok care stau acasă, că sunt scârbiți, că sunt... Cine să intre? O să intre toți nenorociții. Pe lângă ei și niște oameni buni care, uite, în timp se pierd și așa mai departe. Deci, da, cred că presa joacă în continuare un rol important. Cred însă că există și la nivel local, în fiecare localitate găsiți presă și jurnaliști ok, există și la nivel național oameni care pot pune o portavoce în mâna celor care merită, care se fac remarcați, care luptă pentru o chestie ok. Deci aici eu nu cred, nu mai suntem ca acum 20 de ani. Acum 20 de ani eu ca să public un articol nu puteam să-l dau pe blog, de pildă, acum 25 de ani. N-aveam cum să-l public pe blog și treia să mă duc la unul dintre cele două, trei ziare. Dacă ăia erau toți înțeleși și nu publicau, aia era. E, nu mai e situația acum. Uite, deschizi laptopul, ai o conexiune la internet, ai dat drumul la o chestie de-asta care costă, nu știu, 20 de dolari pe lună, o șmecherie de-asta și ți-ai făcut televiziune. Și emis toată ziua. Da? Și poți să faci treaba asta. Și să adun voturi și să ok, nu câștigi acum, dar dacă 4 ani faci zi de zi treaba asta, vă spun eu că ești acolo, ești în Parlament. Adică poți să faci, se poate face acum. Important e să și vrei. Așa, bă, presa nu vrea, mafioții nu știu ce, ăia care fac... Da, e într-adevăr, e foarte comod. E foarte comod așa. Dar nu asta e calea. Nu se va schimba nimic așa. Și încă o întrebare și gata, că deja îmi pierd vocea. George, cum vezi existența reclamelor la medicamente și repetitivitatea lor? Am văzut în 5 minute 5 reclame la produse diferite pentru digestie. S-ar putea face ceva în această privință? Ar putea fi eliminate aceste reclame? Băi, n-ar putea fi eliminate, pentru că se trăiește de pe urma acestor reclame. Problema mea e că nu există un program național de prevenție. Problema mea e că, iată, apar aceste reclame care de fapt ce ne încurajează să facem? Reclamele astea la zi, de-astea pentru digestie, pleacă de la, ați văzut reclamă, e o reclamă la un produs de digestie, nu știu cum se numește, și e o tipă îmbrăcată în, nu știu, un bordeaux așa, un vișiniu, un roșu, habar n-am ce e, și halește ca vaca și apare în mai multe situații. Și vaca mănâncă, 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 mănâncă și vine tot ea și zice, bă, nu mai mânca atât, nu mai mânca atât. Și tot ea vine, că de asta ar trebui interzisă acea reclamă, tot ea vine și zice, dar dragă, poți să mănânci ca vaca, acum nu e nicio problemă pentru că e aceste pastile. Bă, nu! Ideea e să nu mâncăm ca boi. Despre asta e vorba. Iar această reclamă, practic mesajul ei, că uite, domnul Hergeu de la Miliția Cuvintelor ar putea să o ocupe și de treaba asta dacă nu mai are de lucru la CNA acolo, da? Sau, mă rog, dacă nu-i zice partidul care l-a propus să se ocupe de alte lucruri, ar putea să mai ia niște chestii de-astea pe compropriu și să se ocupe de așa ceva. Și să vadă că aceste reclame dau un mesaj greșit și oamenii înțeleg că pot mânca precum tâmpiții pentru că iau pastile. Nu! Nu lua pastile, nu mânca pentru a avea nevoie de pastile de digestie. E foarte simplu. Bă, ca să nu ai nevoie de pastile, ideea e să nu mănânci ca bou. Da? E simplu. Iar mesajul ăla de acolo e foarte periculos. Se spune să mănânci gras, să mănânci mult, să mănânci prost, să mănânci, da, cantități industriale. Asta spune acea reclamă. Că e ok să faci asta. Nu e ok. La fel cum sunt reclamele la băuturi carbogazoase unde nu există avertisment. Bă, consumul excesiv dăunează grav sănătății.
trebuie spus foarte, foarte clar. Adică o spui pe aia cu consumul excesiv de grăsimi și nu o spui pe asta cu consumul excesiv de Coca-Cola și de Pepsi și de toate nenorocirile astea sau de Mac și de KFC. Băi, fraților, sunt niște... Ați văzut ce cozi sunt la nemernici ăștia pe la McDrive, pe la KFC? Băi, deci m-am uitat, nu mi-a venit să cred. Deci nu mi-a venit să cred că pot sta mașinile cu zecile la coadă la să-și cumpere moarte lentă. Bă, deci mi se pare incredibil. Bă, dar nu ne mai faci, nu înțelegem că asta ne omoară. Că aici e problema. Vorbeam și cu Marote, care e foarte mândru de ce a realizat în ultimele luni. Și e chestia asta, că el zicea, bă, dacă mâncai ca porcul așa, erai obișnuit și nu te simțeai nu știu cum. Dar acum îți dai seama cum era atunci, după o perioadă în care n-ai mai făcut asta. Și oamenii, da, normal, uite, dă-mi mie acum, da, eu am slăbit în ultimii 5 ani 40 de kilograme, dă-mi mie un sac de 40 de kile să-l duc în cârcă de azi timp de o lună non-stop. Să dorm cu el, să mă scol cu el noaptea, să mă duc la budă, să plec dimineața la birou, faceți această chestie. Cei care ați luat 40 de kile pentru că mâncați ca porcii, cum mâncam și eu, cum mânca și ăsta până acum câteva luni. Da? Faceți chestia asta. Luați un sac de cimel, legați-l de voi, da? Și vedeți cum e. Despre asta e vorba, fraților. Nu e ok. Și ne supunem corpul la așa ceva și apoi ne mirăm ca proștii că avem nevoie de pastile și de medici. Sistemul de sănătate, care nu există nicăieri în lume, ar trebui să fie de sănătate. El e de boală. E un sistem de boală, așa trebuie numit sistemul ăsta. Sistemul bolilor din România, nu sistemul de sănătate din România. Că nu se ocupă absolut deloc de sănătatea noastră. Se ocupă să ne trateze simptomele pe care le avem în urma bolilor pe care le-am făcut pentru că am mâncat ca porci. Despre asta e vorba, tot sistemul ăsta de sănătate. Este sistemul de boli și tratează simptome pe care le avem, nici de cum boli. Nu se tratează la noi, nicăieri, niciun spital, nu se tratează boala efectiv. Îți tratează să nu mai ai simptomele alea, dar nu vin și nu se face prevenție, absolut deloc. Nu facem deloc prevenție. Fraților, e cea mai importantă, mai ales ăștia care aveți copii. Nu vă mai uitați la copiii voștri supraponderal cu 10 kg în plus. Bă, înnebunesc, am și eu prieten care, te lasă că-i frumos, ia uite ce drăguț e. Bă, are 15 kg în plus, are 15 ale lui pe care trebuie să le aibă acum și mai are 15 în plus. Cum credeți că pompează inima acelui copilaș? La 15 kg în plus față de 15 pe care le are. Nu e nicio chestie nasoală să-ți aduci copilul la o greutate ok, pentru că îl condamn dobitocule. Îi zici, nu, ce drăguț e, și l-ai condamnat la moarte. La 55 de ani o să umble din spital în spital, pentru că măsa a zis, nu, ce drăguț e, ce umflat și dolofănel. Despre asta este vorba. Când vom înțelege, va fi ok. Cât nu înțelegem, ne chinuim ca proștii cu pastile, cu spitale, cu operații, cu toate nenorocirile și le băgăm în buzunar bani, o căruță de bani acestor băieți. În loc să ne facem o dată pe an, analizele, să mergem să avem grijă de noi, că nu știe nimeni că nu o să te îmbolnăvești. Dar riscul să te îmbolnăvești e mult mai mic atunci când ai grijă ce mănânci, atunci când ai grijă de tine, de mișcare, de somn, de apă, de toate. Hai că m-am enervat iar. Bă, vă pup, vă mulțumesc. De la ora 10, nu uitați, Starea Nației la Prima TV. Aseară a fost record de audiență, cea mai bună audiență făcută de noi în ultimii 2 ani, de când suntem la Prima TV. A fost cea mai mare audiență aseară și pe Urban 18+, și pe Comercial. Și vă mulțumim foarte tare pentru asta. Înseamnă enorm pentru noi și sperăm să continuăm la fel împreună. Vă mulțumim pentru că vă activați abonamentul plătit și pentru că, nu e așa, comandați cea mai bună cafea proaspăt prăjită de pe stareanației.ro la secțiunea magazin. Să fiți iubiți! Pa!